Bună, dragilor! Bună, suflete frumoase! Iată-mă, sunt aici, alături de voi, facem etalarea zodiei Berbec. În mod normal începeam cu Scorpionul, dar de data asta, nu știu, am simțit, tot în mintea mea era Berbecul, așa că o să încep cu Berbecul, după care o să continui cu Scorpionul. Dar, ia să vedem de ce este atât de important să încep cu voi. Oare de ce simt eu atât de mult să încep cu zodia Berbec? Nu știu de ce. Poate că e un semn acolo. Etalările pe zodii vor fi un pic diferite. Adică dacă veți merge, de exemplu, la altă zodie, s-ar putea să vedeți o altă schemă de etalare. Nu vreau să le fac la fel. La fiecare fac așa cum simt. Bun, pentru Berbec, ia să vedem cu cine veți avea voi de-a face în luna aceasta, luna noiembrie. Cine vor fi persoanele cele mai importante pentru voi în luna noiembrie? Și avem aici o frumoasă regină, o persoană care se transformă în această perioadă, o persoană... Veți vedea o schimbare. O schimbare la voi sau o schimbare la cineva din preajma voastră. Cineva se trezește, văd aici. Poate că sunteți chiar voi, numărul 28, numărul 13, dacă vă spune ceva. Poate fi energia voastră. Deci văd o schimbare, idei, vă vin idei inovatoare, după o perioadă de liniște, pace, când nimic nu s-a întâmplat. Dar este posibil să fie și cineva din preajma voastră, nu neapărat voi. Ok, dragilor, hai să vedem ce altă carte avem noi pentru Berbeci. Și avem așa, intuiție. Intuiția joacă un rol important pentru tine în luna noiembrie. Văd că ai avut o perioadă în care nimic nu s-a întâmplat, o perioadă în care lucrurile ți s-au părut așa că stau pe loc, plafonare, dar noiembrie este o lună în care tu te ridici. Te ridici și vrei să faci ceva. Ai acel willing, știi, dorința aceea, vreau să fac ceva, vreau să fac ceva cu mine, vreau să fac ceva în preajma mea. Nu știu, e o schimbare aici. Planifici și acționezi. Îți dai voie, știi, un fel de îmi dau voie. Gata, nu mai stau pe loc, trebuie să fac ceva. Simți nevoia să-ți consumi energia. Să nu uităm că Berbecul este o zodie activă, o zodie de foc, o zodie care vrea să... Nu poate sta locului, știi? Tu nu prea poți să stai locului și văd aici dacă în sfârșit ieși dincolo, treci dincolo de acest gard, ieși în lume, nu știu, faci niște schimbări la tine, cu tine, acționezi. Ok, hai să vedem ce ne spune și tarotul despre tine. Puteți aborda această citire și din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere sentimental. Și am aici un 10 de cupe. Păi, cumva intri în voia celorlalți. Începi să acționezi. Pot fi niște schimbări în casa ta, poate fi o schimbare de casă în unele cazuri, dar e cu bucurie, e de bun augur. 10 de cupe arată veselie, bucurie în casă, modifici ceva, schimbi ceva în casa ta în luna noiembrie și te bucuri de asta. Mai văd și un 6 de monede, foarte generoasă, foarte generos ești, dragă Berbec, în această perioadă. Împarți cu ceilalți, încerci să-i faci pe ceilalți din jurul tău fericiți. Unii dintre voi aveți treabă cu vindecarea, de exemplu. Dacă ați zăcut sau nu v-ați simțit bine o perioadă îndelungată, văd aici că vă vindecați. Ceva, nu știu, vă dă speranță. Ceva vă dă speranță, este un boost așa de dopamină și vă vindecați, da? Steaua reprezintă zodia vărsător, poate că aveți de-a face cu un vărsător aici, mai ales că avem și regina aceasta de gheață, mai ales pentru bărbați. Este acest mesaj, cineva din vărsător. Aici văd, ce interesant, nebunul a venit invers. Asta înseamnă că nu prea vrei să riști. Înseamnă că nu prea vrei să riști, înseamnă că totuși ai o limită, da? Și avem și un 10 de monede, 10 de monede și 10 de cupe. Împlinire pe toate planurile, și familial, și sentimental, cât și pe bani aici văd împlinire, da? Descoperi o comoară, descoperi ceva, ceva ce te interesează, îți atrage atenția. 10 de monede în cărțile astea arată mai mult bănuți, știi, pe plan financiar, așa că vei sta tare, tare bine. Bun, e foarte bine, foarte, foarte bine. Vreau și aici, din partea acestor cărți, vreau un mesaj. Ia să vedem la ce ar trebui tu să dai atenție, dragă Berbec.
la ce ar trebui să dai atenție în luna noiembrie. Oricum, toate sunt bune și frumoase, toate ies foarte frumos. Oh, s-a și... ce am făcut? Am întors cartea. Am întors cartea nebunului. Asta înseamnă că până la urmă, cu chiu cu vai, văd că riști ceva, încep ceva nou. Și avem așa, abundență. Abundență pentru tine, dragă berbec. Ah, ce frumos! O vindecare, un nou drum, abundența vine acum spre tine sub mai multe forme. Păi asta și văd, dacă vine sub mai multe forme. Văd și vindecare, văd și abundență pe parte financiară și văd și în dragoste lucruri frumoase. Foarte bine, foarte, foarte bine, dragă berbec. Ia să vedem ce mai avem din acest oracol al iubirii. Din oracolul iubirii pentru tine, situația în dragoste. Dragoste și armonie. Cupidon. Cupidon te înțeapă. Cupidon te înțeapă. Ia câtă. Dragoste necondiționată, iubire cât în cape. Un nou început în dragoste. Posibil cu un vărsător, văd aici. Dar nu neapărat. Nu neapărat. Ok. Sau cu un alt berbec. Pentru că nebunul poate fi vărsător sau un alt berbec sau oricare o altă zodie. Dar marcaje puternice pe vărsător. Ok, ce avem în dragoste pentru tine, dragă berbec? Cu cine te conectezi și cum te conectezi? Și am așa magicianul, arată magicianul, avem aici puterea, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre gemeni sau fecioară sau leu. Mm. Magicianul și puterea. Puterea de a renaște, puterea de a te ridica, puterea de a convinge pe ceilalți. Faci o chimie foarte frumoasă cu cineva din leu, văd aici. Reușești să creezi ceva frumos, chiar dacă pentru unii dintre voi este probabil vorba aici doar de niște iluzii, dar nu contează, le veți trăi foarte frumos. Și 7 de spade, aveți grijă la mincinoși. Mare grijă la mincinoși. Ia să vedem care e treaba aici cu mincinoșii sau cu persoanele care vin, vă cuceresc și ies rapid din viața voastră, mai ales cu marcaje pe leu. 7 de spade și împăratul, nu-ți fie teamă. Cred că e vorba chiar de tine. Împăratul reprezintă zodia ta, este cartea ta. Vorbim despre un alt berbec în unele cazuri. Vorbim despre un alt berbec aici sau chiar despre tine. Nu te minți singură sau singur, da? Încearcă să fii cât mai corectă. Nu încerca să te sustragi. Lașitate mai înseamnă. Împăratul nu trebuie să fie laș. Din contră, când vorbim despre zodia berbec, vorbim despre un cuceritor, vorbim despre un conducător aici, un deschizător de drumuri și cu 7 de spade, nu e bine să-ți vezi interesul. Adică cumva asta ar putea fi karma ta în luna noiembrie, da? Să-ți fie teamă, să-ți fie teamă să duci un plan până la capăt sau să te sustragi dintr-un proiect, să începi ceva și să nu duci lucrurile la capăt. Ce mai poate fi cu împăratul și 7 de spade? Împăratul mincinos. Deci nu-i bine. Trebuie să ai mare grijă la ceea ce arăți celorlalți, pentru că ceilalți își pun baza în tine. Mai ales în dragoste, văd aici pe cineva care își pune mult baza în tine. Felul în care comunici. Nu promite dacă nu te poți ține de promisiune. Știi? Și tot așa. Ok, vreau să clarificăm puțin cărțile, dar o să o facem cu un alt pachetel. Și pe acesta l-am văzut, pe acesta l-am luat. Sper să nu fie o problemă, că aceste cărți sunt un pic cam dezbrăcate, dar sunt micute. Ia să vedem. Magicianul. La ce se referă? Carul triumfal. Vorbește aici despre a cuceri, despre blândețe, despre un drum, în unele cazuri, despre victoria, de a spune hop înainte să treci pârleazul, știi cum se zice? Nu spune hop înainte să sari peste râu, știi? Să sar groapa. Adică nu spune că vai, o să fac, o să dreg și tu nu ești sigur. Nu face promisiuni doar dacă ești sigur sau sigură 100% că le poți duce la bun final. Ok. Puterea. Pentru că cineva își pune aici bazele pe tine, știi? Își pune încrederea în tine. Și asul de cupe, dragoste, armonie, un nou început cu cineva din zodia leu. Văd aici iubire,
cât în cafe, reciprocitate. Iar aici, care-i treaba cu împăratul și am un 3 de monede, o a treia energie, triunghiuri amoroase, mare grijă cu triunghiurile amoroase, pentru că s-ar putea să fii prins sau prinsă cu minciuna. Și văd 2 de monede, jonglează cineva aici între două energii și 6 de bâte. Crezând că lucrurile astea vor ține până la mult și bine, știi? Aici, dacă tu ai de-a face, de exemplu, cu cineva din zodia Berbec, s-ar putea, deci dacă tu ai venit pe acest canal și ai intrat pe această etalare doar întrebând de un Berbec, s-ar putea ca acest Berbec să jongleze așa între două energii. Dar dacă tu ești Berbec, mare, mare grijă și tu faci lucrurile astea, mare grijă aici. În alte cazuri poate fi un partener care are aceeași zodie ca și tine. Și un 6 de cupe, mai văd aici, cineva din trecut care intenționează să te caute. Pentru ce te caută? Pentru ce? Pentru a-ți îngreuna situația, pentru a termina ceva ce a rămas neterminat. Dar e o îngreunare a situației aici, văd. Și mai avem și judecata, pentru că o karmă trebuie să se termine, este ceva karmic. Deci, dacă tu, dragă Berbec, ai de-a face cu un alt Berbec, mare grijă acolo, mare grijă. Și la capătul cărților văd 10 de cupe. Deci, depinde mult de alegerile pe care tu o să le faci în luna noiembrie. Depinde mult ce-ți dorești tu, că te poți izola din câte văd ceea ce nu e bine pentru tine, că tu ai multă energie și trebuie să-ți o consumi. Văd că ai potențial foarte mare, potențial de vindecare, ai potențial și dragoste câtă în cape, toate merg bine. Toate merg bine pentru tine, cu excepția faptului că pot exista acolo momente în care bați în retragere sau partenerul tău bate în retragere. În alte cazuri este posibil să ai o înșelătorie la locul de muncă, pentru că dacă ai abordat această citire din punct de vedere profesional, împăratul înseamnă o instituție. Și 7 de spade înseamnă furăciune, a sustrage ceva de la tine. Ca și cum, da, ceva nu este corect acolo. Deci, dacă te-ai gândit la treaba asta, atunci este posibil, da, să fie aici vorba despre cineva care ori îți datorează o sumă mare de bani și nu ți-i dă pe toți, da, îți dă 70% din cât are să-ți dea, sau muncești mai mult decât riști un pic, știi? Văd un risc aici. Sau, da, muncești mai mult decât trebuie și atunci nu ești plătit cât ar trebui și tot așa. Dar în rest, în dragoste, toate bune și frumoase, cu excepția acelui triunghi, deci mare grijă. Dar simt eu că este al tău, adică tu ești acel, tu faci parte din acel triunghi, tu... Ce mai văd aici? Mai văd lacrimi la distanță pe cineva care te plânge sau care plânge după tine pentru faptul că tu te-ai îndepărtat. Mai văd pe cineva care regretă, care are păreri de rău. În alte cazuri este posibil ca cineva să trebuiască să aleagă aici. Văd că are de făcut o alegere, dar este foarte, foarte greu să aleagă. Cu cine vei mai avea de-a face sau ce se mai întâmplă? Iarăși distanță, cineva la distanță. Cine e la distanță și cu ce gânduri? În afară de lacrimile astea, cu ce gânduri? Poate fi dor cuiva de la distanță, este dor de tine. Dragă Berbec, cu ce gânduri? 2 de monede. 2 de monede și 2 de monede este o așteptare, este o jonglare, este o... Încearcă să mențină aparențele cineva, văd. Încearcă să mențină aparențele și am aici o întoarcere. Cineva care se întoarce. Deci în cazul în care tu ești persoana care plânge după cineva la distanță, persoana aia văd că se întoarce. Are tendința să se întoarcă. Până la sfârșitul lunii noiembrie revine. Pași de spade, urmărire, văd aici în secret, cineva te urmărește în secret, nu are curajul să-ți vorbească, mai poate fi o dragoste ascunsă aici, cu Marea Preoteasă și 8 de spade, cineva care nu are curajul să-ți vorbească, să vină către tine.
Dar până la sfârșitul lunii, toate bune și frumoase. Conexiuni frumoase aici între berbec și vărsător. Conexiuni foarte bune între berbec și vărsător, noi începuturi. Conexiuni frumoase între berbec și leu sau berbec fecioară sau gemeni. Bun, dragilor, cam atât am avut eu pentru voi astăzi. Nu vreau să vă rețin prea mult, pentru că mai avem de făcut o grămadă de clipuri astăzi. V-am pupăcit, numai bine. Ceau, ceau, ceau. Aveți mare, mare grijă de voi, dar stați numai puțin, plecați. Am uitat că mai am aici și oracolul acesta cu sfaturi. Dacă vreți să rămâneți, ascultați un sfat pentru berbec. Un sfat pentru berbec, ce trebuie să faci și avem așa. Tu știi ce este cel mai bine pentru tine? Preia conducerea, fi autoritar, nu te lăsa răpus sau răpusă de anumite stări, da? Și mergi înainte, fii în fruntea celorlalți. Ceilalți așteaptă ca tu să preiei conducerea, ceilalți așteaptă ca tu să fii acolo în fruntea lor. Bun, ăsta a fost mesajul, ultimul mesaj. V-am pupăcit, numai bine, aveți mare, mare grijă de voi și până data viitoare, nu uitați, iubiți-vă mult. Ciao, ciao, ciao.